că echipa nu are energie, este adevărat. Echipa a fost dăbuită, nu are energie. Nu știu ce antrenament s-a făcut, cum s-a făcut, de fapt știu, dar echipa nu este adevărat. Echipa nu poate să alerge. E supra-solicitată? Nu știu dacă e supra sau e supra. Echipa nu poate să alerge, jucătorii se sufocă. Asta e când faci greșeli și când dai echipa pe mâna unor oameni care nu au experiența necesară și care trăiesc din bazme și din lauda presii. Eu am greșit pentru că nu trebuia să mă iau după unul după altul, să dau echipa pe mâna unor nepricepuți. Pentru că ne-a lăsat în genunchi. Însă ne vom ridica, mă, tot nu este vinovat, vine galeria și ne înjură pe noi și ne amenință de zeul lor. Vorbiți, bă, cu zeul vostru, care l-ați edificat și care făceați grătare cu el pe acasă. Vorbiți cu el, întrebați-l pe el, că am relație. De ce echipa nu poate să alerge? Nu vor? Da. Părerea mea că ne fac mai mă rog suporterii acum. Eu am înțeles, nu le place echipa, nu mai crede în ea. Stai dumneavoastră că nu mai veniți, mă refer la cei care nu toată ziua mercenari și nebunii, că au ei nebunile în cap, că nu vor jucători. Și ce am mai tâmpenii? Până acum... Jucătorii n-au putut să alerge, ăsta e motivul. Pentru că antrenamentele au fost antrenamente care nu aveau nicio legătură cu randamentul unei echipe. Este pregătirea lui proiectorul făcută ulterior, pregătit de vară. Modul lui de a antrena echipa, câte 3 ore pe zi, ținut în picioare o oră jumătate pe zi toți. Ăsta e modul lui. De asta echipa a ajuns aici, nu din cauza mea sau din cauza jucătorilor. Încât sunt aceiași jucători. Și sunt toți profesioniști, toți vor să, dar nu pot. Acum se lucrează ca echipa să fie adusă pe linia de plutire. Ăsta este adevărul. Și tot pe noi încășină, și tot pe noi vin și ne creează atmosferă și ne practic, în loc să sprijinim să fie echipa și să ajutăm acum, în momentul ei vin și mai rău fac. Deci din ceea ce fac ei acum, ne fac cu mare rău. Dacă nu le place, să stea dumne acasă, nicio problemă. Am înțeles, suntem echipă fără suportă, am devenit echipă fără suportă, asta e situația, asta e viața. Nu. Dacă nu ne mai vă, nu stați acasă, nu mai veniți. Nu veniți să ne faceți rău, să ne jurați, să ne amenințați. Eu am primit acum 100 de amenințări și de ăștia pe Facebook. Nu se poate aia ceva. Deci aia ceva nu se poate lucra. Uităm, acum 5 ani eram pe drumul Calafatului, de la Piscu Vechi eram copii. Acum suntem în Liga 1, cu un lot bun, cu o bază, jucăm pe un stadion frumos și nu vă convine. Ați cumpărat 600 de abonamente și nu le convine, domnule. Aici e problema deci pe ei, deci Preluda a devenit un brand, ea. Acum problema, dacă ei l-au luat în brațe pe Preluditorul și-au propagat niște minciuni și niște diversiuni de 2 lei. Până acum erau împotriva dumneavoastră. Ce te valo Preluditor? I-am dat mâna liberă, i-am dat cât a vrut el salariul, i-am dat bani la semnătură, l-am adus, i-am făcut toate poftele, ce să-i fac eu? Ce să fac eu? El singur a plecat, dar lumea nu am ce soluție. Probabil că el știa, nu știa de ce a spus treaba asta. El ce-a dat seama să ai echipa. Dar ea până acum era împotriva dumneavoastră? Păi nu, dar mai jură pe mine și pe el îl lăudau. Pe el îl ridicau, Marius Coitor și Uielu Mediteru. Păi cam așa e treaba. Dai tot în bău care trage. Vin cu bani, plătești milioane ca să ții echipa, să ții steagul sus și totul ești înjurat. Iar acum vine ei să înjure și să ce să facă? Aveți podul plin. Păi, dar nu se poate așa ceva. Păi bine, chiar nu se poate, nu mai pot, nu mai am răbdare, nu mai accept.